Fiecare weekend din această vară este, de fapt, tot numai bun pentru o mini-vacanță la mare. Odată cu programul Trenurile Soarelui, călătorii au dat buzna în Gara de Nord încă de ieri dimineața. Pe de altă parte, și șoferii au avut avantajul de a conduce până la mare fără să plătească taxa de pod de la Fetești. O echipă Euronews a testat durata și costurile celor două rute, dar și experiența unei zile la plajă. Este ora 9 și 15 minute, suntem în Gara de Nord. Este foarte aglomerat, noi ne pregătim să luăm trenul spre Constanța. Urmează să facem un experiment, mă voi pune în pielea unui turist și voi încerca să văd cum se descurcă acesta într-un oraș pe care nu-l cunoaște. 37 de trenuri care pleacă din toate regiunile țării vor duce turiștii la mare și înapoi acasă în următoarele 3 luni. Cu unul dintre aceste trenuri a plecat și Ioana spre Constanța, simultan cu colegul ei care s-a deplasat cu mașina. Cum vi se par prețurile biletelor și comparativ cu benzina? Sunt ok, dacă să faci calcul din București până în Constanța sunt cam exact la fel prețurile. Ce așteptări aveți de la litoral? Ca de obicei să ne putem relaxa și soare, dacă e, dacă nu, ne găsim noi de lucru, nu-i problemă. Vă e teamă de plajă, că o să găsiți mizerie, de apă, de... Cel mai probabil nu o să fie cea mai curată apă, dar nu cred că este o problemă atât de mare. Ioana a ajuns surprinzător de repede în Constanța, cu puțin peste 80 de lei, dar în lipsa mașinii personale mai avea de parcurs drumul până la plajă, care implică alte costuri. Suntem în gara din Constanța. Eu l-am așteptat și pe colegul meu, Răzvan, care a venit cu o oră mai târziu decât mine pentru că a ales să vină cu mașina. Acum ne pregătim să mergem la cea mai apropiată plajă de aici, din Constanța, Plaja Modern. Avem însă de ales cu ce ajungem acolo. Dacă vom lua un taxi sau vom merge cu transportul în comun. Diferența este însă de preț. Pe un taxi am dat 40 de lei, pe o călătorie cu autobuzul am dat 2,50 lei și ajungem tot în 10 minute. Noi o să alegem să luăm autobuzul. Este soare, este foarte frumos, sunt foarte mulți oameni în apă, iar noi nu ne-am hotărât dacă o să facem plajă direct pe nisip sau o să ne luăm un șezlong, având în vedere că unul singur este 35 de lei. Foarte bine, foarte frumos. Zi-mă, Cătăline, tu, băiatul ăsta pleare. Sunteți în grup, sunteți din București, de unde sunteți? În grup, sunt din Constanța, da, de aici. Ați venit la plajă, cum vi se pare, cum e atmosfera? Un flec. Da, încă nu e nimeni, dar e a patra oară la noi, acum. Nu, e a cincea. Foarte frumos. Astăzi chiar foarte frumos. Călătoria s-a încheiat la o terasă cu vedere la mare, unde prețul unui meniu pentru o singură persoană depășește prețul biletului de tren. După câteva ore de stat la plajă, ni s-a făcut și foame. Ca să vă faceți o idee de prețuri, eu pentru o salată Caesar, o limonadă și un desert plătesc 100 de lei.